Take me up to heaven. Heaven, heaven. Yeah, she got me reaching still. Still. Nothing to stop. Salut! Numele meu este Narcis Teodorescu și bine ați venit pe canalul meu de YouTube Școala de Trading. Astăzi vreau să fac o previziune la Bitcoin. Vreau să înțelegeți că nu este un sfat investițional, așa că analizați bine și încercați să luați cea mai bună decizie pentru voi. Bun, haideți să vă spun ce cred eu că va face Bitcoin în următorul ciclu. După cum vedeți, ciclul 1 a fost în 2012, da? Ciclul 2 a fost în 2014, ciclul 3 în 2018, ciclul 4 în 2021 și în 2025 eu cred că avem ciclul 4, da? Dar foarte important este să respectăm acest tipar și o să vă arăt imediat care, despre ce tipar este vorba. Observați că am avut un triunghi ascendent unde în momentul când l-a rupt, a plecat undeva la 10.000%. Da? În ciclul 2, da, am avut o creștere după ce a rupt acest tipar undeva la 2.000%. Da? În ciclul 3, undeva la 400%. Da? Iar în ciclul 4, cred eu, undeva la 200%. Da? Adică undeva între 170 și 200 de mii. Acolo văd eu, da? Dar cam la 150-200 de mii, între marja aceasta, da? Bun, observați că de fiecare dată s-a, deci de la 10.000, de 5 ori mai puțin, aici tot de 5 ori mai puțin, aici practic cam la jumate față de cât a crescut, undeva 200%, aici a fost 400%. Bun, care este tiparul, da? Pentru 2000, ce scuze, 2025, tiparul este acest triunghi ascendent, da? Și avem două variante, le-am și postat. Avem o variantă când ar pleca direct, ar rupe acest triunghi și ar pleca direct și am testat 60.000, poate în câteva luni, da? Apoi am mai avea încă o corecție undeva la 30.000 și apoi până decembrie 2024 am rupe rezistența de la 60.000 și a merge spre 150.000 sau pe acolo prin zonă. Bun? Dar e posibil să mai avem și un scenariu, cum am avut aici un fake, să mergem să testăm 17, 18, 20.000 zona aceasta și de aici să plece foarte agresiv. Eu cred, da, că sunt șanse mai mari să fie primul scenariu, dar luați în calcul că orice este posibil. De ce? Pentru că în lume se întâmplă lucruri ciudate și pot să lase repercursiuni către în piață. Da? Așa că, indiferent de situație, trebuie să ținem cont de acest minim de la 17.000. Dacă acesta va fi ținut, da, sunt șanse să respecte acest ciclu. Dacă nu, da, mai există un scenariu, mai exact 13.800. Dacă rupem 13.800, gândiți-vă că este un scenariu bearish. Dacă rupem 13.800, luăm rezistență, o să vrea din ce în ce în ce mai jos, adică practic trendul cel mare se întoarce și ar putea să aibă o corecție mult mai mare. Adică poate să ducă și până la 9.000, poate să ducă și până la 4.000, poate să ducă și până la 1.000. Da? Și asta ar, cam n-ar fi bine, da, pentru noi. Bine, e vorba de timp, ar mai trebui să mai așteptăm încă 4 ani să-și facă corecția și după alți 4 ani să revină ușor, ușor, poate la 60.000 sau poate și mai sus. Da? Dar în principiu, eu îl văd, v-am spus, undeva între 150 și 200.000 până în 2025, septembrie, octombrie, noiembrie, dar așteptăm să vedem ce se întâmplă aici. E foarte important să vedem ce se întâmplă. După cum ați văzut, a avut ceva mișcare chiar ieri, da, vă spuneam, a mers, a luat lichiditatea, pur și simplu, da, a stat pe loc, a stat, a luat lichiditatea și acum, dacă ține 25.600, sunt șanse foarte mari să meargă mai sus. Da? E foarte important să ținem acest suport. Bun? În principiu, cam atât. Vreau să vă urez o zi minunată, baftă și Doamne ajută!